Pe când au ajuns în dreptul localității Acapulco, marinarii au început să-l bănuiască pe Diego că și bătea joc de ei și l-au amenințat că îl aruncă în apă fără știrea capitanului, dar n-au mai apucat, căci au venit balenele. Erau cu zecile, făpturi uriașe care și cântau dragostea în cor și răscoleau apa cu loviturile din coadă. Apăreau brusc la suprafață, înconjurau Santa Lucia atât de aproape, că puteai să le vezi crustacele gălbui și pietroase prinse de spinare. Pe pielea întunecată și plină de coji puteai citi istoria acestor giganți și a strămoșilor lor. Dintr-o dată, una se ridica în aer, se răsucea ca un tirbușon și cădea grațios înapoi, stropind vasul cu o ploaie fină și răcoroasă. Prinși cu spectacolul balenelor și al portului Acapulco, marinarii l-au iertat pe Diego, dar l-au avertizat să aibă grijă, căci mai ușor se moare ca trișor decât ca luptător în război. În plus, Bernardo nu slăbea cu scrupulele lui telepatice, așa că a fost silit să-i promită că nu se va folosi de acest nou talent pentru a se îmbogăți pe seama altora, cum plănuise. Aspectul cel mai folositor al călătoriei, în afară de faptul că îi ducea la destinație, a fost libertatea lor de a se antrena în isprevi atletice pe care doar marinarii experimentați și acrobații de circ le pot face. Copii fiind, se atârnau de streașina casei cu capul în jos, ținându-se cu picioarele, sport de care regina și Ana încercau să-i vindece inutil cu lovituri de mătură. Pe vapor n-avea cine să le interzică săriște, drept care au profitat pentru a-și perfecționa un talent latent și care avea să le fie tare util pe lumea asta. Făceau sărituri de trapezist, se cățărau pe frânghii precum păianjenii, se legănau la 80 de picioare înălțime, coborau din vârful catargului ținându-se de un odgon, alunecau printre vele. Nimeni nu le dădea atenție, nimănui nu-i păsa că și ar fi putut zdrobi craniul căzând. Marinarii le dăduseră câteva lecții sumare, să facă diverse tipuri de noduri, să cânte ca să aibă mai multă forță, să scoată gărgărițele din pesmeții zbindui de masă, să nu fluieră niciodată în larg ca să nu se schimbe vântul, să doarmă iepurește și în etape scurte, precum nou-născuții, să bea rom cu praf de pușcă pentru a-și dovedi bărbăția. Ultima încercare n-au trecut-o, lui Diego i-a fost rău, iar Bernardo a plâns toată noaptea, căci îi se arătase mai că s-a învis. Secundul vasului, un scoțian pe nume McFerrin, mult mai experimentat în materie de navigație decât capitanul, le-a dat sfatul cel mai important, o mână ca să navighezi, alta pentru viața ta. În permanență, chiar pe mare liniștită, trebuiau să se țină bine de ceva. Timp de o clipă, în timp ce se apleca la pupă ca să vadă dacă îi urmăresc rechinii, Bernardo a uitat de sfat. Nu se vedeau rechini, dar apăreau ca din semn atunci când bucătarul arunca resturile în mare. Se uita astfel la suprafața oceanului, când o mișcare neașteptată a vasului l-a aruncat peste bord. Era un foarte bun înotător și, din fericire, cineva îl văzuse căzând și a dat alarma, căci altfel acolo ar fi rămas, pentru că nici măcar atunci n-a reușit să strige. S-a iscat un incident neplăcut. Capitanul Jose Diaz a fost de părere că n-avea sens să se oprească, să trimită o barcă după el și să piardă timp. Dacă ar fi fost vorba de fiul lui Alejandro de la Vega, n-ar fi stat la îndoială, dar era vorba doar de un indian mut și tont pe deasupra, după părerea lui. Că dacă n-ar fi fost, n-ar fi căzut peste bord, a fost argumentul pe care l-a dat. În timp ce capitanul mai ezita, presat de McFerrin și de restul echipajului, pentru care a salva un nenorocit căzut în mare era un principiu inalienabil al navigației, Diego a sărit după fratele său. A închis ochii și a sărit fără să se gândească prea mult, înălțimea părea enormă. Nu uitase nici de rechini, chiar dacă acum nu se vedeau, prea departe n-aveau cum fi. Contactul cu apa l-a zăpăcit câteva clipe, dar în două mișcări Bernardo a ajuns lângă el și l-a ținut cu nasul deasupra apei. La gândul că pasagerul principal risca să fie mâncat dacă nu se mișca repede, capitanul a autorizat măsurile de salvare. Scoțianul cu încă trei oameni coborâse de acum barca, când s-au arătat primii rechini, care au început un dans vesel în cerc în jurul naufragiaților. Diego urla din toate puterile și înghița apă în timp ce Bernardo, calm, înota cu un singur braț, iar cu celălalt își ținea prietenul. McFerrin a tras cu pistolul în rechinul cel mai apropiat, imediat apa s-a înroșit în jurul lui, ceea ce i-a făcut pe ceilalți să se repeadă la rănit cu intenții clare de a-l folosi pe post de masă de prânz, timp în care marinarii au avut răgaz să salveze băieții. Manevra a fost salutată de un cor de aplauze și fluierături. Cu coborâtul bărcii de salvare, plesnitul rechinilor mai îndrăzneți cu vâslele și întoarcerea la bord a trecut ceva timp. Capitanul vedea ca o insultă personală faptul că Diego sărise în apă, forțându-i mâna, drept represalii, i-a interzis să se mai cățere pe catarg, dar era prea târziu, se găseau aproape de Panama, unde pasagerii debarcau.
Tinerii s-au despărțit cu părere de rău de echipaj, apoi au coborât pe uscat cu bagajele, bine înarmați cu pistoalele, spada și harapnicul lui Diego, la fel de periculos ca o pușcă, ca să nu mai vorbim de cuțitul lui Bernardo, o armă cu întrebuințări multiple, de la curățatul unghiilor și tăiatul pâinii, până la vânătoarea de animale mari. Alejandro de la Vega îi avertizase că nu trebuiau să se încreadă în nimeni. Băștinașii aveau faimă de hoți, așa că trebuiau să doarmă cu rândul și să nu scape cu ferele din ochi. Orașul Panama li s-a părut magnific băieților, căci în comparație cu sătucul Los Angeles, orice altă așezare chiar așa și era. Pe acolo treceau, de trei secole încoace, bogățiile din America în drum spre vistierile regale din Spania. Erau transportate pe caravane de catâri peste munți, apoi în bărci pe râul Chagres până la Marea Caraibilor. Importanța acestui port, ca și a lui Portobelo, de pe coasta atlantică a Istmului, scăzuse proporțional cu diminuarea aurului și argintului din colonii. Se putea ajunge dinspre Oceanul Pacific, ocolind continentul pe la extremitatea lui sudică, Capul Horn, dar ajungea să-ți arunci o privire pe hartă ca să-ți dai seama că era un traseu interminabil. Așa cum le spusese părintele Mendoza băieților, Capul Horn se găsește la capătul lumii lui Dumnezeu, acolo unde începe lumea fantomelor. Dacă treci prin îngustul Istm Panama, călătoria durează doar 2 zile, economisești luni de navigație, drept care împăratul Carlos I visa încă la 1534 să deschidă un canal care să unească cele două oceane, idee trăsnită, ca atâtea altele care le trec prin capul unor monarhi. Inconvenientul major al locului erau miasmele sau emanațiile gazoase care ieșeau din vegetația putredă a selvei și din mlaștinile râurilor, producătoare de boli groaznice. Un număr copleșitor de călători murea secerat de febră galbenă, holeră sau dizenterie. Nu lipseau nici cei care și pierdeau mințile, dar presupun că era vorba de oameni cu prea multă imaginație, nepregătiți să umble de capul lor la tropice. Mureau atâția cu ocazia epidemiilor, că groparii nici nu mai acopereau gropile comune în care se îngrămădeau cadavrele, știind că vor urma alții în orele următoare. Pentru a-i proteja pe Diego și pe Bernardo de astfel de pericole, părintele Mendoza le dăruise câte o medalie a Sfântului Cristofor, patronul călătorilor și al navigatorilor. Talismanele au dat rezultate miraculoase, au supraviețuit amândoi. Cu atât mai bine, căci altfel n-am fi avut povestea de față. Zăduful îi făcea să respire cu greutate, erau copleșiți de țânțari, dar în rest n-au avut probleme. Diego era încântat de orașul unde nu se uita nimeni după ei și existau atâtea tentații. Doar habotnicia lui Bernardo l-a determinat să nu ajungă într-un tripou clandestin și în brațele unei femei binevoitoare și de reputație proastă, unde poate că s-ar fi procopsit cu un pumnal în inimă sau cu vreo boală exotică. Bernardo n-a închis ochii toată noaptea, nu atât ca să se ferească de bandiți, cât să-l păzească pe Diego. Frații de lapte au cinat într-o cârciumă din port și au petrecut noaptea în dormitorul comun al unui han, unde călătorii se culcau cum puteau pe niște saltele direct pe jos. Plătind dublu, au făcut rost de hamacuri prevăzute cu niște perdele soioase, măcar au fost la adăpost de șoareci și gândaci. A doua zi au trecut munții spre Crucis, pe un drum pietruit, lat cât doi catâri, căruia spaniolii, lipsiți de inventivitate în privința numelor, îi ziceau drumul regal. Pe înălțimi aerul era mai puțin dens și umed decât jos, iar sub privirile lor se întindea un adevărat paradis. În verdele absolut al selvei sclipeau, precum tușele unui pictor prodigios, păsări de culoarea pietrelor prețioase și fruturi multicolori. Băștinașii s-au dovedit a fi oameni de treabă, în loc să profite de inocența tinerilor noștri călători. După cum le mersese faima, le-au oferit pește cu banane prăjite, iar noaptea i-au adăpostit într-o colibă în care mișunau tot felul de goange, dar cel puțin nu i-a plouat. I-au mai sfătuit să se ferească de tarantule și de o specie de broaște verzi, care te scuipă direct în ochi și rămâi orb, cât și de un soi de nuci care distrug smalțul dinților și provoacă niște colici mortale la stomac. Râul Chagres era ba mlăștinos, ba limpede. Se naviga în bărci joase sau în canoe, în care încăpeau 8 sau 10 pasageri cu bagajele lor. Băieții au așteptat o zi întreagă până s-au strâns oamenii care să umple embarcațiunea. Au vrut să se scalde în râu ca să se răcorească. Zăpușeala zăpăcise până și șerpii și amuțise maimuțele, dar de cum și-au băgat un picior în apă s-au trezit caimanii, care dormitau ascunși în nămolul cu care se confundau. Au sărit repede înapoi, în râsetele indigenilor. N-au avut curaj să bea apa verzuie cu mormoloci oferită de amabililor anfitrioni și au răbdat de sete până când ceilalți călători, negustori și aventurieri, le-au dat din vinul și berea lor. Au primit fericiți și au băut cu atâta poftă, că mai târziu n-au fost în stare să-și amintească nimic din această parte a traseului, în afară de modul curios de navigație al indigenilor.
6 bărbați, prevăzuți cu prăjini lungi, pășeau pe două pasarele situate pe ambele laturi ale embarcațiunii. Începând de la piupă, înfigeau vârful prăjinilor în albia râului și mergeau cât puteau mai repede la prova, împingând cu tot corpul și astfel barca avansa, chiar și contra curentului. Din cauza căldurii, erau goi pușca. Drumul a durat mai bine de 18 ceasuri, pe care Diego și Bernardo le-au petrecut într-o stare de halucinație etilică, răscrăcărați sub copertina care îi apăra de soarele de lava arzândă. Ajunși la destinație, ceilalți călători i-au împins afară, râzând și dându-și coate. Așa au pierdut ei, în cele 12 leghe de drum între vărsarea râului și Portobello, unul din cufere în care se găsea o mare parte din zestrea princiară cumpărată de Alejandro de la Vega pentru fiul său. Norocul lui, pentru că în California încă n-ajunsese ultima modă europeană. Hainele lui Diego n-ar fi făcut decât să stârnească râsul. Portobello, întemeiat la 1500 în golful de Rion, era un oraș esențial, căci acolo se îmbarcau comorile pentru Spania și ajungeau mărfurile europene pentru America. Capitanii vechi susțineau că nu exista în toate Indiile un port mai bun și mai sigur. Era prevăzut cu câteva forturi de apărare, bașcare cifurile de netrecut. Spaniolii ridicaseră aceste fortărețe cu coralul scos din mare, malabil cât timp era ud, dar atât de rezistent după ce se usca, încât ghiulelele de tun abia de el zgâriau. Odată pe an, când sosea flota tezaurului, se organiza o sărbătoare care dura 40 de zile, iar atunci populația creștea cu mii și mii de vizitatori. Diego și Bernardo auziseră că la tezaurul regal lingourile de aur erau stivuite precum lemnele de foc, dar au fost dezamăgiți. În ultimii ani orașul decăzuse, în parte datorită atacurilor piraților, însă mai ales pentru că aceste colonii din America nu mai erau așa de rentabile pentru Spania ca înainte. Casele din lemn și piatră erau decolorate de ploi, clădirile publice și bodegile erau năpădite de bălării, fortărețele dormitau într-o siestă fără sfârșit. Totuși, în port se găseau mai multe vase, un roi de sclavi încărca metale prețioase, bumbac, tutun, cacao și descărca marfă pentru colonii. Printre vapoare sărea în ochi Madre de Dios, pe care băieții aveau să traverseze Atlanticul. Nava, construită în urmă cu 50 de ani, dar încă în stare excelentă, avea 3 catarge și vele pătrate. Era mai mare, mai înceată și mai grea decât goeleta San Lucia și mai potrivită pentru drumuri pe ocean. Era împodobită cu un spectaculos mascaron de prova în formă de sirenă. Marinarii credeau că sânii goi potoleau marea, iar cei ai sirenei erau opulenți. Capitanul, Santiago de Leon, s-a dovedit a fi un om cu o personalitate deosebită. Era scund, slăbănog, cu niște trăsături parcă tăiate cu cuțitul într-un chip tăbăcit de mersul pe mare. Șchiopăta ca urmare a unei operații nereușite, menită a-i extrage un glonț în piciorul stâng, pe care chirurgul nu reușise să-l scoată, în schimb îl lăsase schilot și cu dureri pentru toată viața. Capitanul nu era genul care să se plângă, strângea din dinți, se trata cu lodenăm și încerca să-și omoare timpul cu colecția sa de hărți fanteziste. Găsea în ele locuri pe care călătorii tenaci le căutaseră fără succes secole de-a rândul, precum El Dorado, cetatea aurului pur, sau Atlantida, continentul scufundat, ai cărei locuitori sunt oameni prevăzuți cu branhii, precum peștii, sau insulele misterioase Luque Baralideaux, din Marea Sălbatică, populate cu un fel de cârnați cu dinți ascuțiți, dar lipsiți de oase, care circulă în cârduri și se alimentează cu spuma care plutește pe anumite râuri și despre care se spune că poate vindeca rănile cele mai grave. Capitanul se distra copind hărțile și adăugând locuri de el inventate, cu explicații detaliate, apoi le vindea cu preț bun anticarilor din Londra. Nu voia să înșele lumea, le semna și adăuga o frază enigmatică, pe care cunoscătorii o înțelegeau, operă numerotată din Enciclopedia Dorințelor, versiune integrală. Vineri încărcătura era la bord, dar Madre de Dios n-a ridicat ancora pentru că Hristos murise într-o zi de vineri. Era o zi nefastă pentru a porni la drum. Sâmbătă, cei 40 de oameni din echipaj au refuzat să plece pentru că se întâlniseră pe chei cu un tip cu părul roșu și pentru că un pelican căzuse mort pe puntea vasului, două semne rele. În fine, duminică Santiago de Leon a decis ridicarea velelor. Singurii pasageri erau Diego, Bernardo, un judecător militar care se întorcea în patrie din Mexic și fiica sa de 30 de ani, urâtă și jăluitoare. Duduia s-a amorezat pe rând de toți marinarii, care fugeau de ea ca de dracu, căci toată lumea știe că o femeie cinstită la bord atrage vremea rea și alte calamități. Au dedus că era cinstită nu atât din virtute nativă, cât din lipsa posibilităților de a păcătui. Cei doi dispuneau de o cabină mică, dar Diego și Bernardo, la fel ca echipajul, dormeau în hamacuri atârnate pe puntea inferioară urât mirositoare. Cabina capitanului de la Pipă slujea drept birou,
cabină de comandă, sufragerie și sală de distracție pentru ofițeri și pasageri. Ușa și mobilierul se pliau după necesități, la fel ca mai toate obiectele de pe vapor, unde spațiul era cel mai mare lux. Pe parcursul săptămânilor petrecute în larg, băieții n-au avut nicio clipă de intimitate, până și funcțiile cele mai elementare se îndeplineau sub ochii tuturor, într-o găleată, dacă erau valuri, sau pe o scândură cu o gaură în mijloc deasupra apei, dacă era mare calmă. Nimeni nu știa cum proceda pudica fiica judecătorului, căci nimeni n-a văzuse ieșind cu o oală de noapte. Marinarii făceau pariuri pe tema asta, mai întâi morți de râs, dar apoi îngrijorați și speriați. O constipație atât de îndelungată era o chestie care ținea de vrăjitorie. În afară de legănarea permanentă și de promiscuitate, celălalt lucru notabil era zgomotul, lemnăria scârțâia, metalele se loveau între ele, butoaiele se rostogoleau și apa se izbea de navă. Pentru băieții noștri, obișnuiți cu singurătatea, spațiul și tăcerea din California, n-a fost ușor. Lui Diego i-a venit ideea să se așeze pe umerii mascaronului de prova, un loc perfect pentru a scruta linia infinită a orizontului, a se lăsa stropit de apa sărată și a saluta delfinii. Stătea ținând în brațe capul femeii de lemn și sprijinindu-și tălpile de sânii ei. Constatând că băiatul avea condiție fizică bună, capitanul s-a mulțumit să-i ceară să se lege de mijloc cu un odgon. Dacă ar fi căzut în apă, nava ar fi trecut peste el. Însă mai târziu, văzându-l cățărat în vârful catargului cel mare, la peste 100 de picioare înălțime, nu i-a mai zis nimic. Dacă îi era scris să moară tânăr, nu putea să-l împiedice. Activitatea pe navă era permanentă, chiar și noaptea, deși grosul treburilor se făcea pe timp de zi. Primul cart se anunța cu bătăi de clopot la miezul zilei, când soarele era la zenit și capitanul făcea primele măsurători. Tot atunci, bucătarul distribuia tuturor o cană cu limonadă, pentru a preveni scorbutul, iar ofițerul secund repartiza rom și tutun, singurele vicii permise la bord, pariurile pe bani, bătăile, îndrăgostitul și chiar înjuratul erau interzise. La asfințitul marin, ceasul acela misterios al înserării când stelele apar pe cer, dar linia orizontului e încă vizibilă, capitanul făcea alte măsurători cu sextantul, își consulta cronometrele și catastiful cu stele, care îi spunea unde se află astrele la orice oră. Lui Diego operațiunea geometrică i s-a părut fascinantă, pentru că toate stelele îi se păreau la fel și oriunde se uita nu vedea decât aceeași mare de culoare a oțelului și același cer alb, dar în curând a început să privească cu ochi de navigator. Capitanul era dependent și de barometru, căci schimbările de presiune anumiți furtună și tot atunci piciorul îl durea mai rău. În primele zile au avut lapte, carne și verdețuri, dar după nici o săptămână au fost siliți să se mulțumească cu legume, orez, fructe uscate și eternii pesmeți tari ca piatra și colcăind de gărgărițe. Mai aveau și carne sărată, pe care bucătarul o ținea în apă cu oțet două zile înainte de a o găti, ca să nu mai fie tare precum oșa. Diego și-a zis că taică-său ar fi putut face o afacere grozavă cu carnea lui afumată, însă Bernardo i-a comunicat că să aduci la Portobello o cantitate suficientă era un vis. La masa capitanului, unde Diego, judecătorul și fiică-sa erau invitați mereu, nu însă și Bernardo, se mai servea și limbă de vacă marinată, măsline, brânză și vin. Capitanul le-a pus la dispoziție pasagerilor jocul de șah, cărțile de joc, precum și un teanc de cărți, care l-au interesat numai pe Diego, a găsit printre ele două eseuri despre independența coloniilor. Diego admira exemplul nord-americanilor care se eliberaseră de jugul englez, însă, până să citească publicațiile capitanului, nu-i trecuse prin minte că aspirațiile de libertate ale coloniilor erau și ele demne de toată lauda. Santiago de Leon s-a dovedit un interlocutor atât de interesant, încât Diego a renunțat de bunăvoie la acrobațiile pe corzi ca să stea de vorbă cu el și să-i studieze hărțile fantastice. Iar capitanul, om singuratic, a descoperit plăcerea de a-și împărtăși cunoștințele unei minți tinere și cercetătoare. Era un cititor neobosit, căra după el lăzi cu cărți pe care le schimba cu altele în fiecare port, făcuse ocolul lumii de mai multe ori, cunoștea locuri la fel de ciudate precum cele descrise în hărțile fabuloase și trecuse pe lângă moarte de atâtea ori că nu-i mai era frică de viață. Lucrul cel mai însemnat pentru Diego, obișnuit cu adevărurile absolute, a fost că acest om cu mentalitate renascentistă se îndoia de aproape tot ceea ce reprezenta baza intelectuală și morală a lui Alejandro de la Vega, a părintelui Mendoza și a învățătorului de la școală. Uneori și lui Diego îi venea să pună sub semnul întrebării schemele rigide care îi se băgaseră cu forța în cap încă de când se născuse, dar nu îndrăznea să le sfideze cu glas tare. Iar dacă regulile îl incomodau prea tare, le încălca pe furiș, nu se revolta în mod deschis. Cu Santiago de Leon a avut curaj să vorbească despre subiecte niciodată abordate cu tatăl său.
A descoperit, plăcut surprins, că exista o infinitate de feluri de a gândi. Capitanul i-a dezvăluit că nu numai spaniolii se considerau superiori față de restul omenirii, toate popoarele sufereau de același miraj, că la război spaniolii comiteau exact aceleași atrocități ca și francezii sau oricare altă armată, violau, furau, torturau, asasinau, creștinii, maorii și evreii susțineau că Dumnezeul lor e singurul adevărat și disprețuiau altă religie. Capitanul era partizanul abolirii monarhiei și al independenței coloniilor, două concepte revoluționare pentru Diego, care fusese crescut în credința că regele era sacru, iar obligația firească a oricărui spaniol era să cucerească și să creștineze alte pământuri. Santiago de León apăra cu exaltare principiile egalității, libertății și fraternității promovate de Revoluția franceză, totuși, nu era de acord cu francezii care invadaseră Spania. Aici arăta un patriotism feroce, prefera să-și vadă patria scufundată în obscurantismul evului mediu, decât să asiste la triumful ideilor moderne, dacă erau impuse de străini. Nu îi ierta lui Napoleon că el obligase pe regele Spaniei să abdice și că pusese în locul lui pe fratele său, Joseph Bonaparte, pe care poporul îl poreclise pe pesticloanța. Orice tiranie e detestabilă, tinere. Napoleon e un tiran. La ce a servit revoluția dacă regele a fost înlocuit cu un împărat? Țările trebuie guvernate de un consiliu de bărbați luminați, răspunzători în fața poporului pentru acțiunile lor. Dar autoritatea regilor e de origine divină, capitane, a replicat destul de timid Diego, repetând cuvintele tatălui său și neînțelegând tocmai bine ce era asta. Cine spune asta? Din câte știu eu, tinere de la Vega, Dumnezeu nu s-a pronunțat în privința asta. Conform cărților sfinte, le-ai citit, l-a întrerupt înfierbântat Santiago de León. Nicăieri nu se spune acolo că Bourbon trebuie să domnească în Spania sau Napoleon în Franța. În plus, cărțile sfinte n-au nimic sfânt, au fost scrise de oameni, nu de Dumnezeu. Era noapte și ei se plimbau pe punte. Marea era calmă și peste scârțâiturile lemnului se auzea extrem de clar flautul lui Bernardo, care o căuta pe fulgerul nopții și pe mama sa printre stele. Crezi că Dumnezeu există? A întrebat capitanul. Sigur că da. Santiago de León a arătat cu un gest amplu cerul întunecat presărat de constelații. Dacă Dumnezeu există, precis că nu-l preocupă să desemneze regia strelor de pe cer. Diego a scos un strigăt de spaimă. A te îndoi de Dumnezeu era ultimul lucru care i-ar fi trecut prin minte, de mii de ori mai rău decât să te îndoiești de mandatul divin al monarhiei. Pentru lucruri mult mai puțin grave, Inchiziția arsese oameni pe rug, temă care părea să nu-l intereseze de fel pe capitan. Plictisit să tot câștige boabe de mazăre și scoicuțe bătând marinarii la cărți, lui Diego i-a venit ideea să îi sperie cu istorii înspăimântătoare inspirate din cărțile capitanului și din hărțile fantastice, îmbogățite cu fantezia lui nemărginită, povești în care mișunau caracatițe uriașe în stare să distrugă cu tentaculele lor o navă precum Madre de Dios, salamandre carnivore mari cât balenele și sirene ce de departe păreau femei senzuale, dar de fapt erau niște monștri cu limbă de șarpe. Nu trebuia în niciun chip să te apropii de ele, i-a avertizat, pentru că și întindeau brațele catifelate către cel imprudent, îl sărutau și atunci limba lor aducătoare de moarte pătrundea în nefericita victimă și o devorau pe dinăuntru, de rămânea doar scheletul acoperit de piele. Ați văzut luminițele acelea care ard pe mare și se numesc focuri vii? Știți, desigur, că anunță prezența morților vii. E vorba de marinari creștini care au naufragiat în urma atacurilor piraților turci. N-au apucat să primească iertarea păcatelor și sufletele lor nu-și găsesc drumul spre purgatoriu. Sunt prinși în navele distruse de pe fundul mării și nu știu că au murit. În nopți precum aceasta, sufletele rătăcite ies la suprafață. Dacă un vapor are ghinionul să se găsească chiar acolo, morții vii se cațără la bord și fură tot ce le pică în mână, ancora, cârma, instrumentele capitanului, frânghiile, chiar și catargele. Și asta încă n-ar fi nimic, prieteni, dar au nevoie și de marinari. Dacă îi prind, îi târăsc în fundul mării ca să-i ajute să-și salveze embarcațiunea și să navigheze spre țărmurile creștine. Sper să nu pățim așa ceva în călătoria noastră, dar trebuie să fim vigilenți. Dacă vedeți vreo siluetă neagră care se furișează, fiți convinși că e un mort viu. O să-l recunoașteți după mantia cu care și ascunde scheletul. Satisfăcut, a constatat că elocvența s-a producea groază tuturor. Își depăna poveștile seara, după cină, la ora când oamenii își savurau român și mestecau tutun, pe întuneric îi era mult mai ușor să-i facă să se cutremure de groază. După ce a pregătit terenul timp de câteva zile cu relatările lui fioroase, a fost gata să le dea lovitura de grație. Îmbrăcat în negru de sus până jos,
cu mănuși și mantia cu nasturi de tălido, își făcea scurte apariții în colțurile cele mai întunecate. Astfel înveșmântat devenea aproape invizibil, doar fața ei se vedea, însă Bernardo a avut ideea să îi o acopere cu o cârpă tot neagră, în care a făcut două găuri pentru ochi. Mai mulți marinari au văzut cel puțin un mort viu. Imediat s-a zvonit că vaporul era sub o putere vrăjitorească, iar vinovatul nu putea fi decât fiica judecătorului, precis că era îndrăcită, din moment ce nu folosea oala de noapte. Zvonul a ajuns la fata bătrână și nervoasă, producându-i o migrenă atât de puternică, încât capitanul s-a văzut silit să o potolească cu o doză generoasă de laudanum. După care Santiago de Leona a adunat marinarii pe punte și i-a amenințat că le suprimă rația de băutură și tutun dacă nu încetează cu prostiile. Le-a explicat că focurile vii erau un fenomen natural provocat de gazele emanate de algele în descompunere, iar fantomele pe care le vedeau erau produsul autosugestiei. Nu l-a crezut nimeni, dar capitanul a reușit să restabilească ordinea. Pe urmă l-a luat pe Diego în cabină și, între patru ochi, l-a avertizat că dacă mai bântuie vreun mort viu pe Madre de Dios n-o să ezite să-i dea o bătaie zdravână. Pe vasul meu am drept de viață și de moarte, prin urmare și de o bătaie de ținut minte. Ne-am înțeles, tinere de la Vega, a șuierat printre dinți, accentuând fiecare cuvânt. Era limpede ca lumina zilei, însă Diego n-a zis nimic, pentru că atenția sa se îndreptase spre un medalion de aur și argint, gravat cu simboluri ciudate, pe care capitanul îl purta atârnat de gât. Atunci capitanul și-a încheiat repede nasturii, ascunzând medalionul, iar Diego n-a mai îndrăznit să-l întrebe ce semnificație avea bijuteria. Pe urmă, Santiago de Leon s-a îmblânzit, dacă avem noroc de vânt bun și nu ne întâlnim cu pirații, mai avem cam 6 săptămâni. Timp berechet ca să te plictisești. Îți sugerez ca în loc să-mi înspăimânți oamenii în jocuri copilărești să studiezi. Viața e scurtă și niciodată îmi e destul timp ca să înveți. Diego și-a făcut socoteala că citise cam tot ce se găsea pe vapor, că știa să folosească sextantul, nodurile maritime și velele, dar s-a arătat de acord, căci de acum îi venise altă idee. S-a dus în cală înăbușitoare, unde bucătarul pregătea desertul duminical, o budincă făcută din melasă și nuci, pe care echipajul îl aștepta nerăbdător toată săptămâna. Era un genovez care se îmbarcase în marina comercială ca să scape de închisoarea în care l-ar fi aruncat justiția pentru că și ucisese nevasta cu toporul. Avea un nume neobișnuit pentru un marinar, Galileo Tempesta. Înainte de a ajunge bucătar pe Madre de Dios fusese scamator și câștiga pâinea prin târguri și iar marocuri. Avea un chip expresiv, ochi dominatori și degete ca niște tentacule. Știa să facă să dispară o monedă cu atâta talent, că era imposibil să-ți dai seama cum făcea, chiar stând lângă el. Profita de clipele de pauză ca să exerseze, iar când nu se ocupa cu monede, cărți de joc sau pumnale, cosea compartimente secrete în pălării, cizme, căptușeli și mâneci, unde ascundea șaluri colorate și iepuri vii. Domnule Tempestă, m-a trimis capitanul ca să mă înveți tot ce știi. Păi nu știu prea multe despre bucătărie, băiete. Mă refeream la scamatorii. Dar asta se învață făcând, nu vorbind. Așa că în restul călătoriei l-a învățat toate trucurile, din același motiv pentru care capitanul îi arăta hărțile și îi povestea călătoriile făcute, niciodată oamenii aceștia nu avuseseră parte de atâta atenție ca aceea pe care le-o arăta Diego. La capătul drumului, după 41 de zile, Diego era în stare, printre alte scamatorii, să înghită un dublon de aur și să-l scoată intact dintr-una din urechile lui Clăpouge. Madre de Dios a părăsit orașul Portobello și, profitând de curentul golfului, a luat-o spre nord de-a lungul coastei. În dreptul Bermudelor a început să traverseze Atlanticul, după câteva săptămâni s-a oprit în insulele Azore să facă aprovizionarea cu apă și alimente proaspete. Arhipelagul, format din 9 insule vulcanice, posesiune portugheză, era popasul obligatoriu al balenierelor de toate naționalitățile. Au aruncat ancora în insula Flores, nume foarte potrivit, căci e plină de hortensii și trandafiri, chiar într-o zi de sărbătoare națională. Echipajul s-a îmbuibat cu vin și cu sățioasa supă locală, apoi s-a distrat o vreme întrecându-se în luptă cu vânătorii de balene americani și norvegieni, iar sfârșitul de săptămână a fost încununat de alergarea de tauri, unde lumea ieșise în masă. Populația masculină a insulei, plus marinarii în trecere au luat-o la goană în fața taurilor pe străzile abrupte ale localității, urlând în jurăturile pe care capitanul Santiago de Leon le interzicea la bord. Frumoasele femei ale locului, gătite cu flori în păr și decoltate, strigau vorbe de încurajare la o distanță prudentă, în timp ce preotul și două călugărițe pregăteau bandaje și rugăciuni pentru răniți și muribunzi.
Diego știa că orice taur aleargă mai iute decât omul, dar poate fi păcălit pentru că se năpustește orbit de furie.